Hristos a înviat! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Teo Aideas! Pentru început, aș dori să vă mulțumesc tuturor care ați urmărit și apreciat primul filmuleț. Până a dat start următoare activități, nu uitați să apăsați clopoțelul ca să vă înscrieți pe canalul meu de YouTube și să comentați. În comentarii puteți să propuneți diverse idei care noi le-am putea realiza împreună. Deci, hai la treabă și foc la ghete! Suntem în mijloc de primăvară și cât nu ar părea de straniu, în plin sezon de răceli. Și deoarece suntem în perioadă de pandemie, în carantină, la spital îți e frică să te duci mai ales cu o răceală banală, ca să nu te întâlnești întâmplător cu coronavirus, vin cu o idee testată pe propria piele, adică pe propriul nas, un inhalator old school, care funcționează după o sistemă băbească. Totul s-a început de când eu am răcit și eram doar eu, unul din frățiori și tate. La toți le sunt cunoscute simptomele răcelii. Nas înfundat, muci până la barbă și respirație dificilă. Atunci tate vroind să mă pună mai repede pe picioare și să-mi aduc năsucul la locul lui, mi-a propus să facem o inhalație mai băbească, nu mai moșnegească, că tate e bărbat. Nu am folosit inhalatorul din farmacie care îl cunoașteți cu toții, deci tate a luat un vas de-a lui mami, a turnat apă fierbinte . A pus Dr. Mom mi-a pus un ștergar și succes nezucului l-a respirat. Cu această modalitate, practic, în două zile, am scăpat și de răceală și de muci. De atunci mi-am propus să modific acest proces, creând un inhalator. Deci luăm o sticlă și mai mare ca în primul video. De ce mai mare? Priviți videoul precedent și veți înțelege. Avem o sticlă de 9 litri. Tăiem capul sticlei . Scoatem capul sticlei . Scoatem capacul, că acesta nu ne mai trebuie . Luăm un vas . Luăm apă fierbinte . O punem . Putem să folosim zordocică sau Dr. Mom . Punem Dr. Momul, întoarcem capul sticlei, o punem invers, luăm un ventilator. Cum se face acesta? Priviți primul video. O punem invers în așa fel încât să extragă vaporii din sticlă și să-i îndrepte spre nasucul nostru, o punem și punem ventilatorul
Eu i-am dat o idee tatei de a modifica acest inhalator, de a pune un fierbător micuț, ca apa mereu să se păstreze fierbinte, dar când l-am văzut că s-a schimbat la față, mi-am zis să renunț la idee. Punem în priză și respirăm adânc până vaporii se răcesc. Un moment foarte important. Acest tip de inhalație, să știți să nu-l folosiți niciodată când aveți febră, căci vaporii sunt fierbinți și vă poate face mai rău. Dragi prieteni, credeți-mă, este foarte util și eficient, care este testat de întreaga mea familie. Vă recomand cu încredere. Cam atât pentru astăzi. Sănătate multă vă doresc și nu uitați să dați like și subscribe.